Cuvântarea de pe munte Fericirile când a văzut Isus noroadele, s-a suit pe munte și, după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel, ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei bâlânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânți și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitorii, căci ei vor fi chemați fiai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocăr, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și nedevărate împotriva voastră. 12. Bucurați-vă și veseți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.